În pofida anunțului făcut și ieri de poliție, majoritatea participanților la Marșul Victoriei au purtat panglica Sfântul Gheorghe. Dacă de politicieni oamenii legii nu s-au apropiat, pe oamenii simpli i-au somat să o scoată, aplicând ce amenzi. Aceștia i-au înfruntat însă pe polițiști, fiind încurajați de politicieni. Deputații comuniști, socialiști și cei din Partidul Șor au declarat că după ce Curtea Constituțională a permis purtarea panglicii, dacă nu promovează agresiunea militară, ei nu se tem de sancțiuni, iar dacă vor fi amendați, se vor adresa în judecată. Oamenii legii nu au calculat deocamdată câte încălcări au fost înregistrate. Este decizia Curții Constituționale că panglica poate fi purtată ca simbol al păcii. Astăzi este ziua Victoriei și eu am spus că noi astăzi sărbătorim pacea. Astfel, încurajați de hotărârea Curții Constituționale, socialiștii au spus că dacă vor fi amendați, vor contesta în judecată procesele verbale. Asta deși pe rol mai sunt și contestațiile de anul trecut. Văd că sunteți fără panglică, colegi. Am venit, am sombrac, nu vă faceți griji. Cu panglica LGBT cel puțin pe mine nu o să mă vedeți. Da? Asta duceți-vă la ea din pas, lasă-i să umbli ei. Este strigător la cer. Atunci când guvernării erau condenabile deciziile, hotărârile Curții Constituționale, lăudau această Curte Constituțională. Astăzi, când Curtea a zis că 9 mai panglica este permisă în scopul comemorării, că uite, este interzis, spune poliția moldovenească. Și dacă socialiștii și-au apărat cu vehemență poziția, liderul de onoare al PCRM, Vladimir Voronin, nu a fost prea deschis cu presa. Amenda sau nu? Tu vezi ordin? Ai citit Constituția? Citită? Și deputații Partidului Șor au pledat pentru purtarea panglicii bicolore, deși unii au ales să nu poarte. Gheorghevska lentăcă, ni în coi mere ne nesă răzdor, войну. Vă ne nadele, văd, net lentă. Вы знаете, не надели по одной единственной причине. Не хотим личных конфликтов с полицией, которая, к сожалению, по приказу выполняет приказы. Dacă aleșii poporului nu au mai văzut să fie opriți de polițiști, pe oamenii simpli care purtau panglica Sfântul Gheorghe, oamenii legii somau să o scoată. Отец моего мужа. Они все 5 лет прошли. Все. Вот именно, что дает мне, за что она тебя оскорбляет. Тебя оскорбляет девчонки. Невозможно оштрафовать 3. Это просто дань памяти. Мне 66, родителей от нечего. Deși poliția a anunțat că va da amenzi pentru purtarea panglicii Sfântul Gheorghe, astăzi au fost mulți curajoși. Această panglică semnifică victoria bunilor noștri supra regimului fascistului Hitler. Așadar, nu credeți că promovează acțiunile militare din Ucraina? Nu cred că promovează. Susține armata rusă. Nu cred că o susține. Această panglică este folosită deja de foarte mulți ani. Cunoașteți că este interzis acum? E interzis parțial, fiind Curtea Constituțională a permis, nu a recunoscut. Noi doar nu facem propaganda acțiunilor militare sau de război. Rusia тут ни при чем. Понимаете? Мы все воевали, все бывшие страны Советского Союза. Legea a rămas în vigoare, așa cum a fost aprobată și a fost aplicată pe parcursul ultimului an. Poliția va documenta toate ilegalitățile și corespunzător va sancționa pe cei care au încălcat prevederile legii. Serviciul de presă al IGP a declarat pentru TV8 că acolo unde era mai multă lume, poliția a înregistrat încălcările, iar ulterior cei vizați urmează să fie chemați la inspectorate pentru audieri și documentare. Au fost însă și cazuri când poliția a aplicat amenzi pe loc. Deocamdată poliția nu a făcut publică cifra încălcărilor stabilite.